Ce să facem, părintele, în vremurile acestea? Păstrăm ceea ce am moștenit de la înaintașii noștri, strămoșii noștri. Nu părăsim nimic, ceea ce e drept, ceea ce e stabilit de cele 7 sfinte sinoade ecumenice, e lege. O păstrăm, da, cu orice preț, chiar cu prețul vieții. Și dacă se aduce ceva nou în credință? Nimica nu primim nou, primim nou. În materie de credință nu se face nici un compromis, nimic. Nu se face. Credința asta e la bază. Da. E una și chiar temelia și celorlalte, dragoste și nădejde. Credința, nădejde și dragoste. Dacă credința e dreaptă și sfântă după Sfinții Părinți, după hotărârile celor 7 sunoade ecumenice, atunci și dragostea și nădejdea au aceeași puteri. Și cu sinodul, cu sinodul din Creta ce spuneți? Da. Sinodul din Creta e sinod tâlhăresc. Da. E tâlhăresc. Da. Opere a masoneriei care ne urăște pe noi deja și ne viclinește. Da, despre căsătoriile mixte între ortodoxi și ceilalți eretici. Nu se poate. Până când același... Cunosc o căsătorie cu un catolic, întâi l-a făcut ortodox, l-a botezat, la nevoat s-a întâmplat asta. Ștepan acela care asta care cu a lui a luat-o pe asta, pe fica lui Vasilii Cacea. Așa s-a procedat foarte bine, după ce s-a făcut ortodox, s-a cununat ortodox și acum... Intrarea biserică este prin botez prin afundare. Și el o, da, sigur. Și el o mărturisit că a spus, nici nu vă puteți și nici nu vă pot spune ce am simțit eu. E adevărat asta? Da, da. Simțit că de-abia atunci a fost cum trebuie. Dar despre ecumenism, ce părere aveți? Slujbile acestea... Ecumenismul și Consiliul Mondial al Bisericii, două vicleșuguri masonice și judovești. Da. Căderea, care atacă Sfânta și dreapta credință. Căderea spre erezie este doar la potir sau și înainte de potir? Da, este și la culmea, când te împărtășești cu eretice, e culmea greșelii. Da, dar erezia începe înainte de împărtășire. Sigur că da. Recunoașterea lor ca având taine. De alta, fraților, nu părăsim credința, o păstrăm cu cea mai mare sfințenie. Da. Nu este mântuire. Dar despre... afară de biserică nu există mântuire. Dar despre papa și despre catolici? Papa eretică, orice erezie și papa intră și el în toate erezii. Da, cu adaosul, cu procedere și la Duhul Sfânt, cu Imaculata, pe concepții și cu azimile și cu indulgențe și toate inovațiile lor, da, îs eretici și eretici. Părinte, nu v-am filmat în ascuns, ca să știi cei care aud, spun aici că n-am filmat în ascuns, cu acordul Sfinției voastre. Da, nu v-a spus. Asta, frate. Spuneți acum. Da, vreau să spun declarația care am dat-o la cererea părintelui Exarh Nichifor de la Mitropolie. Nu a fost destul de corect. A fost corect. Dar de ce nu a fost corectă? Nu mai țin minte, că acum la vârsta asta e foarte greu să țin minte tot. Dar ce trebuie să o iau din nou, să o revizuiesc, să vedem ce trebuie de scos de acord de genul. Asta am filmat cu acordul Sfinției voastre, ca să se știe. Da, bun. Sunt hotărât până la ultima suflare să lupt pentru sfânta noastră credință. Ortodoxă, dreaptă, sfântă și mântuitoare. Pentru tinerii din ziua de azi, ce cuvânt de folos le dați?
Se păstreze, se păstreze ceea ce am moștenit de la înaintașii noștri. Asta e cea mai scumpă și cea mai sfântă datorie. Da. În timpul acesta, când este credința atacată cu atâta duritate, nu putem rămâne nepăsători. Dacă ierarhii nu se depărtează de aceste acorduri, nu se leapă de ele, da, noi să-i mai urmăm? Nu putem să-i mai urmăm. Eu, acum când ațăbia și spun respicat, în alta sfințitii, trebuie să renunțați la ceea ce ați făcut, neapărat. Dacă nu, gata, nu mai putem. Întrerupe omenirea. Dar pentru tinerii care trăiesc în desfânare, în concubinaj, căsătoriile mixte... Nu merge așa. Trebuie despărțit tot atunci și lua de la rădăcină și botez, și dacă nu-i botezul cu ortodox, așa, după rânduierile Sfinților Părinți, și atunci nici comunirea nu se poate face iar tot ortodox. Trebuie întâi botezul, de la temerii trebuie luată treaba, așa cum ați făcut. Până acum, așa. Uh-huh. Părinte, noi o să vă lăsăm.